Bună ziua! Stau de vorbă astăzi cu Cristina Muel. Am zis bine, Cristina? Bună ziua, Cristina. Cristina Muel. Eu sunt. Cristina Muel. Bună ziua! Da, îmi pare rău că eu nu vorbesc bine limba germană. Trebuie să spun că Cristina acum se află în Nuremberg, dar este interesată și de piața din România și este expert în coaching și mentoring. Și am să spun câteva lucruri despre Cristina. Este membru al Federației Internaționale de Coaching, practician certificat în coaching, metoda axată pe soluții. Are 15 ani de experiență în audit și consultanță. Are 5 certificări internaționale. Are la activ 97 de audituri în 10 țări, de pe 3 continente diferite. Are 32 de proiecte de consultanță realizate. A citit cărți specializate în profesie în număr de 247 și este membru al Consiliului European de Mentorat și Coaching. Cristina, am citit câteva din sumarul pe care tu l-ai publicat pe internet, dar am să te rog acum să ne povestești un pic despre cariera ta profesională, despre evoluția ta în carieră. Mulțumesc tare mult, mulțumesc tare mult și de am dat oportunitatea de a asculta acele lucruri din afară, a asculta despre mine și am dat seama, într-adevăr, acest parcurs în carieră. Au existat mai mulți, dacă vrei să spui așa, sunt mai multe etape și cred că fiecare dintre acele etape se reflectă într-un fel în ceea ce citeai mai devreme. Da. Cei 15 ani de audit și consultanță vin din organizații mari, vin din începutul carierei mele, a fost în, dacă este în regulă cu tine, o să-ți spun și care sunt companiile. Te rog, da. Vin dintr-o companie destul de mare și una dintre cele mai importante din Big Four, din KPMG. Da. Vin din audit, dar cu o specializare pe actuariat. Actuariatul este acea știință, dacă putem să-i spunem, în care calculăm și recalculăm rezervele unei firme de asigurări. Da. Motivul fiind foarte simplu, sunt coach acum, dar eu am făcut facultatea de matematică, de exemplu. Adică cu asta vreau să spun... Nu înseamnă că odată ce ți-ai ales un parcurs trebuie să rămâi acolo, ci trebuie să te adaptezi în funcție de ceea ce îți face bine ca și persoană. Și cred ce că ți se potrivește, de... ce da, ți se potrivește, unde poți să dai performanță. Exact. Și este un proces foarte dificil și de autocunoaștere, că trebuie să ai și puterea de a spune eu acum cred că în partea cealaltă mi-ar fi mai bine. Și hai să mergem în direcția aceea. Da, din KPMG, după mulți ani de audit și consultanță, am trecut la o firmă internațională din automotive. O experiență extraordinar de interesantă, pentru că nu am văzut doar partea din afară. În momentul în care ești consultant, vezi compania ca o cutie. Te uiți din toate părțile, o întorci pe toate părțile, dar este complet diferit în momentul în care stai pe o linie de producție. Și... Da. Ți se explică, uite, cablajul ăsta, de fapt, când deschizi tu mașina și undeva sub preșuleț și sub toate cele cauți, o să găsești un cablu și cablul ăla, să știi că a fost produs aici. Și te uiți la oameni din jur și îți dai seama, oamenii ăștia sunt cei care nu se văd nicăieri rezultatelor, că mașina este toată în final tapizată, acoperită tot, dar în interior sunt o grămadă de lucruri care vin într-o linie de producție din la niște oameni, da. Care asta este profesia lor. Așa că trecând prin zona de industrie, dacă să o numim așa, văzut-o mult mai din interior și nu doar din afară ca un consultant, am descoperit foarte multe și despre culturi diferite și despre lucruri în țări diferite. Pentru că una este să faci un audit în Turcia și una este să te duci să vorbești cu oameni în India sau să vorbești cu o linie de producție din Ungaria sau cel mai dificil a fost. Da. Ai o experiență foarte, foarte bogată. Când ai făcut pasul spre ceea ce faci acum, în prezent și despre ce o să vorbim noi, despre coaching? Pasul a venit la mine gradual, n-a fost o decizie de astăzi pe mâine, ci pur și simplu undeva prin 2016 am început să fac mentoring cu studenții de la Oxford Brookes University.
Da? Și început să fac mentorat cu ei, am descoperit foarte mult și despre mine și descoperit foarte mult despre bucata din mine care dorește acele cuvinte și dorește acele schimbări de conversații și susținerea oamenilor în dezvoltarea lor. Și ăsta a fost momentul în care am început să trec către mentoring. După mentoring a descoperit coaching, a descoperit ce este, cum îl pot folosi și eu, cum poate fi folositor și pentru alții, cum mă poate ajuta pe mine ca și team lead să schimb acele conversații cu echipele mele de audit. Da. Și din toate aceste schimbări să ajung undeva în 2019 când am făcut un altă întorsătură în carieră, nu știu dacă în față, în spate, undeva într-o direcție care m-a ajutat tot pe mine de a lua decizia și a spune da, este ceea ce vreau să încerc să fac 100% din timpul meu și nu doar o bucată, pentru că restul timpului vine din celălalt job, din partea de consultanță și de a fi prezent ca și auditor. Și așa că cam din 2019, aș spune, aproape 80% din timpul meu înseamnă coaching, înseamnă team coaching, restul mai înseamnă și consultanță, pentru că ca și auditor, dar mai ales ca și fraud examiner este un evaluator pentru suspiciuni de fraudă. Da. Sunt niște proiecte sunt de interesante și mi este uneori greu să spun nu, pentru că știu că sunt, mă bucură foarte mult să fac acest lucru. Sunt cu multă provocare în ele. Sunt cu multă provocare. Da. Și despre asta cred că putem vorbi foarte mult când vorbim de provocări pe care le trecem, prin care trecem și momente în care sunt mai jos. Da. Dar atunci Cristina, chiar vreau să te întreb. Sună foarte frumos tot ceea ce spui tu, dar chiar despre asta vreau să te întreb. În afară de lucrurile foarte frumoase pe care le-ai făcut în cariera ta, sunt și momente dificile, sunt și etape în care a trebuit să treci printr-o vale, să spunem. Da. Acum că am vorbit despre ACF, despre Fraud Examiner, primul lucru care îmi vine în minte, probabil pentru că acolo am scormonit cel mai de curând acum, în KPMG am fost primul profesionist certificat de ACFE în zona asta de fraudă. Și mi-am dorit foarte tare să dezvoltăm o linie de afaceri din ea. Din păcate, nu a fost momentul, nu era piața pregătită, era foarte, foarte greu să vindem asemenea servicii și a fost un moment a fost o dezamăgire pentru mine, pentru că chiar îmi doream să dezvoltăm acel lucru și să creștem în jurul lui. Și evident, trebuie să accepți că nu este ceea ce se poate întâmpla sau ce poate avea să ia ființă în acel moment. Da, poate că încă nu s-a copt conceptul pe piață, dar am să te rog să povestești un pic ce înseamnă asta cu frauda, cu suspiciunea de fraudă. Adică cine ar fi clienții, cam cum s-ar desfășura un astfel de proces, așa foarte pe sumar ca să ajungem înapoi. Absolut. Sunt mai multe momente în care un expert, un ACF, sau CFE înseamnă Certified Fraud Examiner. Un examinator de situații de fraudă ar putea interveni în momentele în care există o suspiciune și vrem să analizăm toată documentația. Vrem să ne uităm la, există o suspiciune de un furnizor, e posibil să aibă pe cineva în interiorul unei companii și atunci avem o suspiciune pe procesul de outsourcing sau pe procesul de purchasing, de achiziții. Avem o suspiciune, de exemplu, dacă în interiorul unei companii există contractarea diferitor servicii, mai ales partea de servicii este cea care este extraordinar de important de a o avea într-un constant control, pentru că un exemplu cel mai de bază este un om din organizație, cel care bucuiește facturile, e foarte simplu să genereze niște facturi de la o firmă pe care o cunoaște, el le primește, el le va bucui, le face mai ales pe servicii. Un caz celebru erau facturi pe revizia sistemului de aerisire. Și nu se întâmpla decât o dată pe an, dar facturile veneau lunar, pe aceeași valoare care ar fi fost o dată pe an normal. Și ăsta este momentul în care, partea asta cred că putem vorbi foarte mult când vine vorba de care sunt lucruri pe care le putem noi face ca și companie, să învățăm din alte exemple și să ne uităm în interiorul bucătăriei noastre și să zicem, din alte exemple aș putea învăța asta, hai să văd cum pot să verific și să implementez și în bucătăria mea. Da, dar cred că ne ducem în multe locuri. Pentru că te provoc să facem un podcast
pe tema asta, dacă vrei. Absolut, cu mare drag. Pot să, da? Pot să spun și din diferite cazuri în care am fost implicată. Da, adică da, da. A fost nevoie de expertiză. Da, da, da. E în regulă. Gata, mi-am notat o temă pentru un viitor podcast. Hai să ne întoarcem. Drag. Și da. Știi ce aș mai spune? Exact legat de ce ai spus acum, o temă viitoare. Știți, vorbeam noi despre ce altceva mai putea vorbi și una dintre lucrurile pe care le abordasem era cum ar putea să folosim aceste întrebări, aceste tool-uri de coaching, inclusiv când vorbim de managementul riscului. Și cred că acolo ne-am putea întoarce să vorbim și despre fraudă în general. Asta potrivește perfect. E în regulă și acolo să vorbim și o să și definim un pic acest management al riscului, care pare că toată lumea știe despre el, dar... Da? Ok? Da, cu drag, bine, cu drag. Hai să ne întoarcem un pic la tema noastră. Ce proiecte ai pentru piața din România? Pe asta de coaching. E o întrebare foarte dragă mie. Îți spun și de ce, pentru că proiectul pe care mi l-am dorit foarte tare să se întâmple anul ăsta a fost să aducem pe piața din România cursurile Solutions Academy traduse în limba română, livrate la acel nivel de calitate, pentru că cursurile Solutions Academy sunt acreditate cu ICF, și către calea de nu doar de primul nivel de certificare, dar și pentru cel de-al doilea. Și mi-am dorit foarte tare, știind calitatea și toate informațiile de acolo, mi-am dorit foarte tare să existe și pe piața din România în română, livrate nu în on-site, ci livrate prin Zoom, pentru că eu știu cum este să conduci în București și știu cât de greu este să spui, acum trebuie să plec de la servici și, cum o să fac să ajung și la curs în partea cealaltă a orașului. Și... cred că exact această trecere și din timpul pandemiei la a observa că sunt și avantaje, mai ales când este vorba de un curs. Adică, bine, s-a terminat programul, deschid calculatorul meu personal și mă loghez, sau rămân pe calculator și mă loghez și văd cursul mai departe. Fac încă 2 ore de curs, ca un curs care mă dezvoltă pe mine personal. Așa că m-a bucurat foarte tare că am început începutul anului în parteneriat cu ICF și în România. Am promovat cursul, avem deja o grupă de care rulează în română, în același timp s-a terminat încă un curs de un nivel avansat, pentru că la celălalt curs vorbim de mentor coaching, deci deja de ai un statut ca și coach, ești cel puțin la nivelul de professional, certificat al doilea nivel de certificare de la ICF și apoi încerci să-ți ajuți alți coach să învețe cum să furnizeze serviciile lor de coaching la acel nivel pe care, de calitate pe care îl dorește ICF-ul. Așa că celălalt a fost impresionat pentru că l-am oferit chiar către piața din România în română și a fost însemnat iarăși. Transformăm tot cursul, transformăm și la nevoile pieței, pentru că și asta este foarte diferit. Da, da, da. Diferențele le vedem din ce au nevoie cei care vin la cursurile noastre. Cristina, ai vorbit de coaching, de mentoring. Hai să spunem un pic care e diferența sau ce este coaching, ce este mentoring. Care e diferența între ele? Care e diferența față de training? Și după aceea am să te întreb în mod evident, după ce clarificăm un pic chestiunea asta, cine sunt cei care ar putea să fie interesați de chestiunea asta, de cursuri, de tehnici, de coaching? Păi, hai să începem așa. Hai să ne imaginăm o diagramă Venn. Sunt de acele diagrame care sunt bucăți care se suprapun. Da. Sau hai să ne imaginăm un mecanism care sunt niște roți care se și unesc, se și intersectează. Sunt unele, este un mecanism ca de ceas. În momentul în care desfacem un ceas pe spate, acel mecanism sunt unele lucruri suprapuse, bineînțeles că sunt mai multe straturi, și sunt unele și lângă ele. Cam așa putem vedea și când vorbim despre aceste lucruri de coaching, mentoring, training, consultanță, facilitare, mediere. Toate le putem pune și într-un fel în care se intersectează, le putem vedea și puțin une dintre ele, putem vedea și pe un continuu. Da. Diferențele vin din care este scopul acelei unelte, dacă vrei să spun, acelei rotițe din acest mecanism. Toate au intenția de a dezvolta un individ. Fie că dezvoltarea lui devine din training, dar trainingul înseamnă unidimensional, adică eu ca și trainer explic, livrez, participantul preia și asta este o interacțiune. În care eu mă dezvolt doar din cunoștințele pe care le primesc transferate de la un trainer.
vorbim de consultanță în momentul în care eu ca și consultant vin și încerc să-ți explic un model. Asta este cel mai clasic format. Da, da, da. Asta este modelul, aplicăm modelul, asta este ce se întâmplă. La când consultanță vorbim... eventuală fac și eu o mică analiză, înțeleg și eu ca și consultant situația ta, ca și client, da? Exact, da. Da. Când vorbim de mentorat, mentoratul ne mutăm de la training un pic mai departe, pentru că mentoratul implică, eu îți spun ca și mentor și din experiența mea, dar în același timp te susțin pe tine ca și mentee să descoperi pentru tine niște elemente care sunt importante în dezvoltarea ta personală. Dar este și o componentă de transfer de experiență și o componentă de un pic de transfer de expertiză, pentru că s-ar putea să fie o zonă sau cineva să-și aleagă un mentor care e la un nivel mai ridicat exact din acea expertiză pe un anumit domeniu. Care are nevoie, da. Exact. Și atunci am nevoie de acel spațiu de mentorat ca eu să mă dezvolt, să învăț ceva de la, din acel mentor. Când mergem puțin mai departe, vorbim de coaching, pentru că diferența de aici vine mare din am acea componentă de transfer sau nu. Pentru că coaching-ul, eu ca și coach, rolul meu este de a fi un partener de discuție, a fi un partener de explorare. În general definim coaching-ul ca și o conversație. Știu că acum sună, oh, ok, este o conversație. Da. Și... dar scopul este acea conversație ca coach-ul să pună întrebări, întrebări puternice, întrebări care să stimuleze clientul să exploreze zona lui de interes și mai mult de atât, să-l ajute la sfârșitul conversației să-și sumarizeze și să identifice acea creștere. Că este o conversație, nu doar vorbim despre vreme, un stil... Da, 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 da. Vorbim și... probabil de, despre niște teme dificile pe care le are de rezolvat. Da. 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 Și apoi putem să facem un pas și mai departe, dacă vrei, și să ne uităm, mai există și terapie. Terapia, iarăși, ne... trebuie să facem și diferența între coaching și terapie, pentru că terapia ne axăm deja în direcția de o traumă, eventual, și... din punct de vedere etic, ca și coach trebuie să observi dacă e vorba de o traumă și să poți să te oprești și să spui, cred că asta trebuie să trecem în zona de terapie și să poți să-ți referi un terapeut care te poate susține mai departe. Iarăși când vine vorba de mediere, medierea în general apare într-un conflict, apare într-o situație în care o parte vrea ceva, cealaltă parte vrea ceva și aici uneori un coach poate să intervină. Da. Exact, pentru că are acel limbaj, mai ales că sunt și sunt câteva metode sau tehnici preluate din ceea ce se numește narrative therapy, terapia narrativă, în care încercăm să aducem pe cei doi parteneri în acel conflict să reușească să stea de vorbă. Iar și de asta zic, și aici poate să intervine un pic în coach, dar există partea puternică de mediator în care rolul este, bineînțeles, pentru care vorbim de un conflict, mai ales între companii. Așa că da. Cam astea sunt metodele, tehnicile de dezvoltare personală. Fiecare are rolul lui, are un anumit moment în care poate fi folosit și cred că este foarte important exact această întrebare de a spune, dragă clientule, ce vrei să obții, ce ar fi diferit în momentul în care ai acest serviciu, ce ar fi diferit pentru tine, ce ai observa? Și dacă observăm că de acolo, de fapt, e nevoia de explorare, ne putem duce către conținut. Dar dacă, de fapt, acolo vedem că e nevoia de a învăța ceva, poate că ar fi bine să vorbim despre un training. Da. Acum, dacă am zis un pic ce înseamnă coaching, ce înseamnă mentoring, cine ar putea să fie interesat în România să debuteze în dobândirea acestor tehnici? Adică cei care își doresc să practice o carieră de mentor, de coach, sau ar putea să fie și persoane implicate în formarea echipelor sau manageri sau antreprenori, cine ar putea să fie interesat să dobândească aceste tehnici și să le utilizeze? Este o întrebare excepțională pentru că, în general, percepția este mă duc la un curs de coaching cu scopul de a deveni coach. Da. Da. Și scopul pe care îl vedem din ce în ce mai des este de a deveni un manager mai bun, de a deveni un lider mai bun, de a deveni, acum să nu înțelegem lider doar prin poziția de nivel de CEO, CFO, ci lider în orice fel.
merg la un curs de coaching, nu doar să zic ulterior pot să ofer serviciul de coach, ci a mă și dezvolta pe mine și de a ajuta echipa să se dezvolte în jurul meu. Cred că asta este marea schimbare pe care trebuie să o vedem. Și anume, acel limbaj, acel mindset de coach te ajută să privești și ceea ce se întâmplă în jurul tău într-un mod diferit. Și să poți să treci din a spune, astea sunt doar niște unelte pe care le folosesc ca și a livra niște servicii de coaching, și de a spune, acestea sunt niște unelte pe care le pot lua și am definit o întâlnire cu echipa într-un alt mod. Avea o conversație diferită cu echipa sau a face procesul de recrutare altfel, astfel încât să-mi dau seama de la început care candidați se potrivesc mai bine cu profilul echipei pe care vreau eu să o obțin sau cum suntem noi ca și oameni interior cu cultura, cu toate elementele legate de compania respectivă. La fel și când vorbim de a schimba acele conversații, când vine vorba de discuția între management și de partea de risk management, dar și mai ales de discuțiile strategice. Pentru că acolo cred că de multe ori ne concentrăm foarte tare pe strategia, cum trebuie să fie, trebuie să creștem, evident. Da, dar dacă punem întrebările altfel și încercăm să ne uităm la ce ar observa cei din jurul nostru dacă noi am ajunge să fim o firmă extraordinară, ce ar observa clienții noștri și schimbăm aceste conversații nu doar bazate pe niște rezultate financiare, pe niște KPIs, ci pe felul în care s-ar schimba și percepția din jurul nostru. Și asta ar fi unele motive pentru care și alți oameni ar beneficia extraordinar de mult dintr-un curs de coaching. Dar în același timp, dacă ne uităm acum invers, în momentul în care ești coach sau trebuie să apelezi la serviciile unui coach, cam de ce ai face asta? Păi cred că, în primul rând, dacă ai vrea să explorezi, să afli despre tine ceva. Sau dacă ai spune, aș vrea să mă gândesc cum aș putea să îmi planific sau să am o claritate asupra cum ar trebui să fiu eu în următoarea întâlnire cu șeful meu, de exemplu. Deci nu este doar un serviciu pe care îl vedem în general direcționat pentru lider. Și cred că asta este o altă discuție pe care trebuie să avem, de a nevoie asta de a schimba paradigma de la coachingul nu este doar pentru leadership și nu este doar pentru acei lideri a unei organizații. Și mai ales, coachingul nu înseamnă, nu ar trebui să fie văzut și folosit ca o metodă de a repara pe cineva. De a spune, este un manager, nu e prea bun, mergem la HR și spunem, trebuie neapărat să-i punem un coach. Și coachingul este un tool, în general, pentru dezvoltare. Și cred că și asta, această schimbare de obiectiv ajută să înțelegem, cum aș putea să folosesc acele conversații într-un mod benefic și care să mă ajute să cresc această progresie. Da. Adică spui tu că eu aș putea să mă gândesc să-mi iau un coach, nu pentru că am eșuat sau că am dificultăți într-o anumită zonă, ci pentru că vreau să fiu campion mondial, da? Absolut. Poți să explorezi, să vezi dacă acea poziție, acea imagine pe care ți-o creezi tu de a spune eu vreau să fiu campion mondial. Bun, acum un coach bun ce va face, va fi să te ajute să înțelegi dacă nevoia ta de a fi un campion mondial vine din titlu sau vine de fapt pentru că e ceva ce e acolo care ți-ar aduce pentru tine un progres personal. Și adică atunci și o explorare a motivației, da? Spui tu. Exact. Exact. Dacă e o motivație reală sau dacă e o motivație care nu e suficient să fie un motor care să te ducă până la îndeplinirea obiectivului, ori dacă obiectivul e chiar realizabil sau, mă rog, interesant. Și din punctul ăsta de vedere, să înțeleg că pot fi clienți pentru un coach, atât organizații cât și persoane, da? Absolut. În general, cred că și aici trebuie să facem o pauză, să spunem, poate fi o discuție foarte lungă, de a spune, în general, procesele de coaching sunt ori un proces de unul la unul în care un client contactează un coach și trece prin acea întâlnire de descoperire, se numește chemistry call sau se numește discovery call, în care încercăm să vedem, se potrivește, ne potrivim, pot să lucrez cu clientul poate să lucrează cu mine, creăm acel spațiu de încredere. Celelalte variante sunt acele variante în care am o organizație, ceea ce înseamnă că am un sponsor, am clientul și am coachul. Sunt trei indivizi, sunt trei entități.
trei părți. Și atunci, în momentul în care am un sponsor, contractarea se devine altfel. Adică trebuie să aflu care sunt dorințele și ale sponsorului, ce anume, care sunt obiectivele pe care le definesc, cum voi lucra cu clienții și toate lucrurile de genul ăsta se trec printr-un alt proces. Dar asta este momentul în care devenim la un mod organizațional. Și aici, iarăși, organizațiile lucrează ori cu un coach pe care îl aleg pe piață, ori lucrează cu diferite platforme de coaching. Și asta este bucata cealaltă discuție. Cred că deja s-a dezvoltat atât de mult piața și ne uităm la platformele de coaching, ofertele și modul în care au crescut și au crescut ca niște business-uri internaționale de un portofoliu extrem de mare și de coach, dar și de clienți. Da, da. Ce înseamnă o platformă de coaching? O platformă este... Hai să luăm un exemplu foarte simplu. Când vrei să aplici pentru un job, luăm Best Jobs, da? Te duci pe Best Jobs și vezi profilele la diferite companii, profilele la diferite joburi și zici, aici aș vrea să aplic. Similar, există aceste platforme unde ai o bază, ai un bază de coach, poți să le vezi profilele și poți să spui, cred că cu el aș vrea să lucrez sau cu ea aș vrea să încerc. Și se inițiază acest proces de, hai să de contactare și de a defini un spațiu pentru acele două persoane să stea de vorbă. Dacă și coachul și clientul doresc să meargă mai departe, poi toate ședințele se stabilesc prin acea platformă, eu ca și client le voi avea pe factură și, bineînțeles, fiul pe care îl plătesc eu ca și client se împarte în două. Și coachul, dar și platforma respectivă. Sau, în general, mai sunt firme care spun am nevoie de un pool de 20, 50, 100 de coach pentru că am nevoie să treacă prin acest proces 200 de angajați și atunci din acel pool de coach al unei platforme se selectează un număr de 20-50 și toți angajații au acces doar la acest pool redus și își aleg cu cine să facă ședințele. Înțeleg. Asta înseamnă că și ședințele se desfășoară online. Da, absolut. Da? Absolut. Deci nu mai implică în mod necesar o întâlnire live. Absolut, da. Da. Și îmi spuneai că ai avut și tu o inițiativă pentru dezvoltarea unei astfel de platforme. Inițiativa noastră se referă mai mult la a aduce comunitatea împreună. Anul trecut cu Vlad Dubțescu din MCC am început ceea ce se numește Coaching and Mentoring Festival. Numele la început nu l-aveam, nu ne dam seama ce vrem să obținem, dar știam foarte clar că amândoi ne dorim să creăm un spațiu pentru coach să poată să discute despre cultură, despre subiecte care nu sunt adresate de alte asociații, să vorbească deschis despre, uite, cel mai bun exemplu este acest privilegiu, conceptele de privilegiu, privilegii pe care le avem și toate aceste lucruri legate de diversitate, incluziune și atunci am început noi cu doar cu o singură emisiune în care am avut un panel de invitați, coachi din diferite țări români, să creăm acest spațiu de discuție. Și de anul trecut până acum am crescut enorm pentru că ne-am și diversificat, am și învățat din toate experiențele pe care le-am făcut, diverse formate de emisiuni. Și acum avem un stream axat foarte clar pe well-being. Avem o zonă foarte bine definită pentru coaching intern, avem o zonă foarte bine definită pentru team coaching și în fiecare din aceste zone, temele evoluează, dar rămânem în același subiect. Spațiul creat este, bineînțeles, pentru toți coachii care se află sau toți coachii care sunt în România, vorbitori de limbă română în alte țări și toți oamenii care sunt interesați să afle ce facem cu coaching în general, la ce poate fi util. Și s-a dezvoltat în România o comunitate de profesioniști în coaching? Cred că s-a dezvoltat foarte mult și cred că bazele ei mai mult au fost aduse și de asociații gen ICF și gen EMCC, dar trebuie să ținem cont că și România este una dintre foarte puținele țări pe lume în care profesia de coach, prin munca depusă de Asociația Română de Coaching, ARC, este una dintre profesiile recunoscute, deci a fost și o dezvoltare internă din dorința de a crea acele standarde. În momentul de față, pot să mai dau un exemplu, noi am depus un proiect către Uniunea Europeană, noi vorbim acum de ICF Germania, da.
Am creat un consorțiu anul ăsta în care am lucrat împreună cu ICF Irlanda, Franța, Italia, România și noi și Germania am încercat să creăm un proiect pe care să-l ducem către Uniunea Europeană din dorința de a crea această discuție despre ce înseamnă coaching, ce înseamnă digital coaching și care sunt competențele la nivel european, astfel încât să putem defini acele standarde și acele definiții clar, nu doar fiecare asociație în parte, ci să avem acest spațiu de discuție și să generăm lucruri care să aibă un impact și o claritate asupra diferitelor piețe. Așa că ca să faciliteze probabil, da? Ca să faciliteze probabil dialogul dintre profesioniști, dar și dintre profesioniști și clienți. Absolut, absolut. Cred că este foarte util și de a înțelege foarte bine ce înseamnă fiecare termen și de acolo devine și claritatea pentru client. Ce urmează să obțin, ce urmează să se întâmple, cum aș putea folosi acest serviciu. Și mai ales, cred că pentru mine ar fi extrem de important să apară și nevoia de a înțelege cum îmi aleg un coach care să fie la acel nivel de calitate. Pentru că cred că înțelegem de foarte multe ori greșit termenul de coach. Și pentru că e o profesie liberă, foarte multă lume folosește termenul și fără a avea studiile necesare sau o susținere prin cursuri și dezvoltare personală și supervizare și toate lucrurile care e nevoie ca să te dezvolți la un nivel de calitate ridicat. Și așa că impactul asupra clienților este, dar nu s-a întâmplat nimic și am făcut coaching, nu s-a întâmplat nimic. Da, dar întrebarea este cum ai făcut, cu cine ai făcut, în ce mod acel coach era ceea ce trebuia să te aștepți la acel nivel de calitate, într-adevăr, girat de o asociație mare. Da. Și probabil că o altă temă este și definirea obiectivelor. Sub aceleași cuvinte, poate că cel care oferă servicii și cel care le primește înțelege, de fapt, cu totul altceva. Deci stabilirea clară a obiectivelor pentru un anumit proces. Și probabil că asta înseamnă și un efort de diseminare în piață a acestor informații legate de chestiunea asta. Absolut. Cristina, o ultimă întrebare și ne apropiem de sfârșitul podcastului de astăzi. Vreau să te întreb dacă acest tip de servicii pot fi accesate sau este util sau sunt deja accesate și la nivelul antreprenorilor din IMM-uri, din întreprinderile mici și mijlocii. Da, sunt, în primul rând, clar răspunsul la întrebare ar fi util ca cineva din acea poziție să aibă un coach absolut. Absolut și, repet, nu este din dorința de a spune am făcut ceva greșit, trebuie să mă îndrept, ci din dorința de a spune cum aș putea să descopăr metoda de a face ceva și mai bine. Și utilitatea nu este doar în domeniul de business, adică nu ne uităm doar, ne uităm și la exemplele foarte simple de a vedea că un proces de coaching poate să susțină și învățătorii și profesorii. Și, evident, în momentul în care îi susținem pe ei, se simte și impactul asupra copiilor care termină acele clase. Da, așa că, la același mod, pot să mă uit la antreprenor și să spun acel copil de la școală este și acel business care se dezvoltă. Și în momentul în care acel antreprenor trece printr-un proces de cunoaștere, de dezvoltare, evident că și businessul pe care îl dezvoltă poate decât să aibă un succes. De câștigat, da. Și se întâmplă asta pe piața din România, de exemplu, sau pe piața din Germania, poți să ne spui? Se întâmplă. Da? Sunt mai multe inițiative adresate ca și coaching, definit ca și coaching de business, iar ce se face diferența dacă vorbim de coaching de business este pentru businessul respectiv sau este pentru liderul respectiv sau antreprenorul respectiv. Și acum în România, nu știu dacă sper că e în regulă cu tine? Da. Este o inițiativă care a început cu câteva săptămâni. Edwise. Da? Nu avem, adică nu sunt parte din grupul lor sau nu încă, dar știu sigur că ei se axează foarte mult către zona de antreprenori, exact în această dorință de a-i susține să se dezvolte. Evident, una dintre componente care va apărea va fi și zona și nevoia nu numai de mentoring, dar și nevoia de coaching. Și mai sunt și alte platforme la nivel internațional sau organizații care încearcă exact asta să facă, în momentul care își aduc în jurul lor niște startup-uri în care creezi un cluster, să mă asigur că fiecare dintre acele echipe primește team coaching sau primește liderul un coach cu care să lucreze pe perioadă mai lungă.
Da, este foarte interesantă povestea asta cu formarea de clastere, dar cred că asta tot așa o să fie o temă distinctă, da? Am văzut. Ok. Bine. Cristina, mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Eu și eu, Îți spun și plăcere. ție și audienței noastre la revedere și promitem amândoi că ne întoarcem cu diverse subiecte pe teme de Absolut. coaching și mentorat. Da? Absolut. Și ne axăm în principal pe a explica aceste tool-uri, cum pot fi utilitatea lor în alte domenii și nu neapărat de a vorbi despre cât de important sau cum ar trebui să fie, cum ar trebui să fie făcut cu acel coaching, ci mai ales cum aș putea, cum spuneai mai devreme, cum ar putea un antreprenor să beneficieze și să folosească. Hai să vorbim de cum am putea să folosim limbajul și mindset-ul de coaching în risk management, aveam una dintre ele, nu? Da. În discuția de HR și toate lucrurile de genul ăsta. Așa că, cu mare drag, abia aștept. Bine, mulțumesc mult. Mulțumesc tare mult! La revedere. La revedere!